Bună seara și bun găsit la știrile Gorj TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale ediției. Polițiștii gorjeni au efectuat astăzi peste 20 de percheziții la sediile unor societăți comerciale din județ. Suspiciunea anchetatorilor vizează o grupare specializată în infracțiuni economice. Prejudiciul estimat este de 3,5 milioane de lei, reprezentând evaziune fiscală. Salariatele din cadrul complexului energetic Oltenia, care nu au beneficiat de primele acordate de companie cu ocazia zilei de 8 martie, au primit banii în cursul zilei de astăzi. Este vorba despre 100 de lei. De asemenea, angajații cei Oltenia vor primi alții 700 de lei primă de Paște. La pomul lăudat să nu te duci cu sacul, această expresie se potrivește jucătorilor de la Pandurii după ce au obținut două rezultate spectaculoase și neașteptate în compania formațiilor Dinamo și Steaua. Jucătorii pregătiți de Iordănescu Junior au trecut în cont alte două rezultate neașteptate, de această dată două eșecuri umilitoare. Cum motivează tehnicianul Pandurilor, aflați la Sport. 10 de percheziții au avut loc astăzi în județul Gorj. Vizați au fost administratorii mai multor firme de construcții și materiale de construcții din diferite localități ale județului. Aceștia sunt suspectați că prin operațiuni contabile fictive ar fi prejudiciat statul român cu peste 4 milioane de lei. Încă de dimineață, polițiștii gorjeni au descins la mai multe adrese din Gorj, sediile unor societăți comerciale de construcții și materiale de construcții. Aceștia au ridicat registrele contabile în vederea descoperirii unor fraude uriașe. Cele 21 de firme sunt suspectate că ar fi introdus în contabilitate mai multe facturi fiscale fictive, ocazie cu care au reușit să se sustragă de la plata dărilor către stat. Prejudiciul estimat se ridică la peste 42 de miliarde de lei vechi. La data de 24 martie, anul curent, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj și a celor de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat o acțiune de combatere a evaziunii fiscale și a înșelăciunii, ocazie cu care au desfășurat 21 de percheziții domiciliare pe raza județului Gorj la mai mulți agenți economici. Prejudiciul total creat este 4.200.000 de lei. Vizat de acțiunile polițiștilor este și viceprimarul comunei Bâlteni, Dumitru Oprea, dar și alți agenți economici importanți din localitățile Târgu Jiu, Bârsești sau Bălești. Fostul subsecretar de stat în Ministerul Economiei, Ionel Manțoc, va afla pe 1 aprilie dacă va scăpa de arest. Acesta a depus cerere să fie eliberat condiționat, iar magistrații vor lua o decizie la începutul lunii viitoare. Manțoc se află în penitenciarul din Târgu Jiu din iulie 2012, când a fost condamnat la 5 ani de închisoare, fiind acuzat de abuz în serviciu în formă calificată. În același dosar a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție și fostul director general al SNLO, Ion Vulpe. Ionel Manțoc a fost pus sub urmărire penală încă din 23 martie 2006. La acea vreme, fostul președinte al PDL Gorj era secretar de stat în Ministerul Economiei și Comerțului, iar DNA îl acuza că a folosit informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori în perioada 2001-2002, Ionel Manțoc, în calitate de director de resurse umane în cadrul Companiei Naționale a Lignitului Oltenia, împreună cu șeful său Ion Vulpe, ar fi cumpărat direct sau prin interpuși mai multe case și terenuri la prețuri modice în localitățile din județul Gorj. În schimbul acestora au primit bani de la Compania Națională a Lignitului Oltenia pentru a-și achiziționa vile, deoarece locuințele urmau să fie expropiate. De asemenea, anchetatorii mai notează că Manțoc ar fi cumpărat 3 imobile cu 360 de milioane de lei vechi, în schimbul cărora ar fi primit peste 4 miliarde de lei vechi. Manțoc a fost trimis în judecată în 2006, iar în 2012 magistrații au comunicat sentința. 5 ani de închisoare cu executare. În același dosar a fost condamnat și Ion Vulpe pentru abuz în serviciu în formă calificată. Înainte cu 2 ani de a-și ispăși pedeapsa, Manțoc cere eliberarea sa condiționată. Judecătorii vor da o decizie în acest sens pe 1 aprilie. Potrivit legii, după ce a executat cel puțin 2/3 din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depășește 10 ani sau cel puțin 3/4 în cazul închisorii mai mari de 10 ani, condamnatul, care este stăruitor în muncă, disciplinat și dă dovezi temeinice în îndreptare, ținându-se seama și de antecedentele sale penale, poate fi eliberat condiționat înainte de executarea în întregime a pedepsei. Se arată în articolul 59 Codul Penal liberarea condiționată. În perioada detenției, Manțoc s-a judecat cu penitenciarul Târgu Jiu cu privire la condițiile de executare a pedepsei.
Salariatele din cadrul complexului energetic Oltenia, care nu au beneficiat de primele acordate de companie cu ocazia zilei de 8 martie, au primit bani în cursul zilei de astăzi. Este vorba despre 100 de lei. Nu toate angajatele CE Oltenia au primit acești bani, deoarece această primă era prevăzută în acordurile colective de muncă semnate cu 10 sindicate la începutul lunii martie. La data de 1 martie, 10 sindicate au semnat acorduri individuale cu administrația complexului energetic Oltenia. Acestea garantau unui număr de 8.000 de mineri și energeticieni mai multe drepturi după ce vechiul contract colectiv de muncă a expirat pe 19 februarie. Printre sindicatele semnatare au fost Sindicatul Mine Energie Oltenia, condus de Gabriel Căldărușe, Energia Turcen, condus de Eugen Iovan, și Sindicatul CET Craiova 2, condus de Aurel Nanumic. De asemenea, au mai fost sindicate membre ale Federației Univers din Jil, Tehomir, Subteranul de la Motrus sau CFU, care au semnat acordurile. Documentele semnate la începutul lunii martie prevedeau o primă în valoare de 100 de lei pentru angajatele care făceau parte din sindicatele semnatare. Astăzi toate femeile din cadrul CEO au primit banii. Colegii noastre salariate care n-au beneficiat de bonusul de 8 martie de 100 de lei, în cursul zilei de astăzi, toate salariatele au beneficiat de acest bonus. Pe lângă acești bani, angajații complexului energetic Oltenia vor mai primi 700 de lei, primă ce va fi acordată cu ocazia sărbătorilor pascale. Administrația complexului energetic Oltenia face demersuri pentru a relua negocierile privind noul contract colectiv de muncă. Directoratul CE Oltenia și sindicatele au primit termen limită 31 martie pentru a semna un nou document. Federația Națională Mine Energie își urmărește propriile interese fără să se gândească la binele minerilor și energeticienilor pe care îi reprezintă. Acuzația vine de la președintele sindicatului Mine Energie Oltenia. Gabriel Căldărușe a declarat la Gorj TV că FNME nu intenționează să semneze un nou acord colectiv de muncă, iar interesele liderilor acestei federații sunt unele personale. Federația Națională Mine Energie este singurul sindicat care nu a semnat încă un acord colectiv de muncă. Toate celelalte sindicate au bătut palma cu administrația complexului energetic Oltenia, iar ministrul energiei Andrei Gerea le-a transmis că până la data de 31 martie FNME este obligată să semneze acest nou acord. Prezent în studioul Gorj TV, președintele sindicatului Mine Energie Oltenia, Gabriel Căldărușe, a ținut să sublinieze că liderii FNME nu semnează noul document din interese personale. Vă spun o chestie total jenantă prin care încearcă să păcălească oamenii că noi n-am semnat, noi n-am făcut. Nu se gândește și ceilalți colegi ai dumnealui din federația respectivă absolut nu se gândesc deloc la oamenii pe care îi reprezintă. Nu vor să-și reprezinte că propriile interese și au unor grupuri de interese de care a început să vorbească în ultima perioadă. Toate celelalte sindicate au semnat un acord colectiv de muncă. Căldărușe spune că nu sunt modificări majore între acest document și vechiul contract colectiv de muncă. Interesul nostru al celorlalți a fost aceea ca toți oamenii să beneficieze de acele prime acordate de cu ocazia zilei femeii, cu cei 250 de lei adaos la salariul care se vor da lunar și cu prima de sărbătorile de Paști. Vă spun că până acum am fost acuzați noi și cei la semnătare a acelor acorduri. De trădare. Pentru că ați văzut foarte bine și în protocole specifica foarte clar într-un mod imperativ să fie încheiat contractul până la data de 31 martie, pentru ca toți salariații să beneficieze de aceste drepturi, este obligatorie încheierea acestui contract colectiv. De asemenea, Căldărușe a vorbit și despre cerințele celor din FNME. Cei care stau și acoliții din Federația Națională Mine Energie, că n-au avut absolut niciun merit, nici în negocierea acelui pachet de combustibil, acelei cote de combustibil care a fost acordată anul trecut și nici în negocierea primei de sfârșit de an sau primei acordate pentru copiii de Moș Nicolae. Dar acum să bag cu pumnii pe, să nu pierdem, să nu facem, să nu dregem. Dar vă spun sigur, cu responsabilitate și cu, aș putea spune, chiar înțelepciune și dând o vată de consecvență în ceea ce privește relațiile cu instituțiile din București, pentru că niciodată nu o să rezolvăm problema numai urlând și țipând aici în piață, dând dovadă de responsabilitate, putem face ca lucrurile să decurgă mai bine pentru salariații pe care îi reprezentăm. Săptămâna trecută, după o întâlnire cu ministrul energiei, Andrei Gerea a transmis că până la finalul lunii martie trebuie să fie semnat un nou contract colectiv de muncă.
De fiecare dată când menționezi numele Tismana, gândul te duce cel puțin, dacă ești din Gorj și ești mare iubitor de pește, la păstrăvul afumat sau umplut cu legume preparat de gospodinele din zonă după rețete numai de ele știute. Pentru a prezenta potențialul piscicol al orașului, dar și pentru atragerea unui număr cât mai mare de turiști în zonă, primăria orașului organizează anual, în data de 25 martie, de bună vestire, Festivalul Păstrăvului. Discutăm în continuare despre acest subiect prin telefon cu primarul orașului Tismana, domnul Marian Sivilescu. Bună seara! Bună seara, Sărumâna! Salut pe toți telespectatorii dumneavoastră! Așadar, spuneți-ne ce veți pregăti pentru mâine. Este o zi în care tismănenii de peste 80 de ani sărbătoresc hramul bisericii satului Tismana. De aproape 70 de ani sărbătoresc de asemenea venirea primăverii printr-un târg numit pe vremuri al semințelor, un târg de primăvară, așa cum îi spune și numele, iar de 3 ani de zile de când am venit primar, ne-am gândit să suprapunem peste acest târg bâlci cunoscut în zonă și o sărbătoare a păstrăvului pentru a atrage atenția asupra potențialului piscicol pe care îl avem. În Tismana sunt 4 mari păstrăvării. Dorința este în continuare a oamenilor de a extinde aceste păstrăvării, pentru că avem, slavă Domnului, multe cursuri de apă pretabile pentru piscicultură. De fapt, Tismana este o adevărată casă a apelor și întotdeauna am zis noi că este binevenit, odată cu blagoveștenile, și o gustare, pentru că este dezlegarea la pește în postul Paștelui. Profităm de acest prilej și oferim și în acest an tuturor celor care vin mâine la Tismana, sau, mă rog, la cel puțin 600 de persoane, oferim o gustare cu pește și mămăliguță. Este așadar cea de-a treia ediție, dacă nu mă înșel, la festivalul. Este, într-adevăr, cea de-a treia ediție. De când am venit primar, am considerat că o posibilitate de a mări imaginea turistică a localității noastre este de a utiliza aceste bâlciuri sau nedei. Și noi avem acest târg de primăvară de foarte mult timp, așa cum v-am spus. Avem bâlciul de la Sfânta Marie și pe care s-a suprapus Festivalul Cântecului și Jocului Popular Gorjenesc. Am mai demarat un festival al castanului, profitând de faptul că se derulează un proiect pe o perioadă de 4 ani de salvare a castanului, un proiect care va avea o influență deosebită asupra acestui arbore simbol pentru Tismana, și mai avem un bâlci de iarnă de Sfântul Andrei. Pe toate încercăm să le utilizăm astfel încât odată cu venirea oaspeților, cumpărătorilor, vizitatorilor, să prezentăm și punctele tare ale localității, astfel încât să încercăm să trezim interesul tuturor, eventual, al unor investitori, al unor doritori să beneficieze de acest potențial al localității noastre. Știm că anul trecut v-ați confruntat și cu o boală la păstrăv. Cum stau lucrurile acum? Într-adevăr, a fost o problemă anul trecut, pe toamnă. S-a trecut peste această situație mai dificilă. Toate păstrăvările din zonă lucrează la capacitate sau încearcă să-și mărească capacitatea actuală. Vreau să vă spun că suntem împreună și cu localitățile învecinate în acest efort de a crește potențialul piscicul, în special păstrăvăriile. Oștea Peștișani, aproape de noi, este și ea prezentă și în acest an cu exponate și cu imagini din activitate pe care o desfășoară acolo. Nu departe de noi se găsește Arcaniu. Deci, iată, o zonă, zic eu, extrem de favorabilă și intens utilizată de către investitori pentru crearea de ferme piscicole.
Spuneți-ne și ce planuri mai aveți pentru 2015? Sigur, în 2015 dorim să implementăm și să sprijinim implementarea acelui proiect de plantare și tratare biologică a castanului. El se găsește în al doilea an de desfășurare. Dacă vom reuși împreună cu Agenția de Mediu să salvăm acest arbore emblemă, este probabil cea mai mare realizare a ultimelor decenii, pentru că arborele acesta moare, din păcate. Noi avem peste 80% din castani distruși. De asemenea, ne propunem să oferim tuturor celor care doresc să investească pe teritoriul localității facilități atât fiscale, cât și posibilitatea de a închiria terenuri, pentru că cea mai mare problemă și la Tismana este, într-adevăr, lipsa locurilor de muncă. Anul acesta avem un buget mai bun decât în anii trecuți. Suntem printre cele 2000 de localități care au primit un buget majorat. Nu l-am orientat decât spre dezvoltare, spre bugetul de dezvoltare. Avem 8 ulițe în asfaltare, aproape 7 km și jumătate vor fi asfaltați în această în acest an. De asemenea, o reabilitare a vreo 5 km de rețea de apă, modernizarea și reabilitarea bazinelor de la Tismenița pentru ca apa să fie în permanență curată și să nu mai avem niciun fel de reclamații din partea cetățenilor cu privire la turbiditatea acesteia. Finalizăm la mijlocul verii Casa de Cultură prin Compania Națională de Investiții. Așteptăm să semnăm un proiect european pentru un centru de informare și promovare turistică și mai ales așteptăm cu mare încredere să apară ghidurile solicitantului pentru proiectele europene care se pot derula începând, sperăm noi, din 2015. Noi vă dorim multă baftă, domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Vă mulțumesc și eu și vă aștept mâine la Tismana, la o mămăliguță și la un pește. Cu siguranță vom fi și noi acolo. Să rămână. A fost alături de noi prin telefon primarul localității Tismana, domnul Marian Slivilescu. Mergem mai departe, 2 unități spitalicești din județul Gorj au fost acreditate. Este vorba despre spitalul de la Dobrița, comuna Aruncu, și spitalul orășenesc de la Novaci. Ambele unități sanitare au îndeplinit condițiile pentru a obține acreditarea necesară, astfel încât să poată încheia contracte cu șefii casei de asigurări de sănătate Gorj și să poată să deconteze serviciile medicale. Nu același lucru se poate spune în legătură cu celelalte 6 spitale din județ, între care și Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Detalii după o scurtă pauză de publicitate. Ne-am întors la jurnal. Administrația Complexului Energetic Oltenia face demersuri pentru a relua negocierile privind noul contract colectiv de muncă. Directoratul CEO și sindicatele au primit termen limită, 31 martie, pentru a semna un nou document. Ministrul Energiei Andrei Gerea a transmis că până la finalul lunii martie, în mod obligatoriu, trebuie să fie semnat un nou contract colectiv de muncă între administrația Complexului Energetic Oltenia și sindicate. Oficialii CEO au început deja demersurile pentru reluarea negocierilor. Chiar zilele acestea, adică astăzi și mâine, suntem întâlniți în comisie de lucru în vederea pregătirii negocierilor pe care estimăm că la finalul acestei săptămâni va începe și va fi finalizată până în data de 30 aprilie. Administrația are disponibilitate pentru a se cadra în termenele care s-au stabilit în protocol. Joia trecută, în fața Ministrului Energiei, toate sindicatele, mai puțin FNME, au semnat un protocol cu administrația CEO. FNME-ul este organizația care nu a semnat protocolul la sediul care s-a încheiat la sediul Ministerului Energiei. Noi ne așteptăm, în baza acestui protocol semnat de 3 federații sindicale reprezentative, ca până la finalul acestei luni să finalizăm negocierea contractului colectiv de muncă. Până la data de 31 martie, minerii și energeticienii vor avea un nou contract colectiv de muncă. Vechiul document a expirat pe 19 februarie.
Povestea prin care trece un nevăzător este una tragică. Când acesta are doar 6 ani, face ca lucrurile să se complice și mai mult. Eforturile pe care părinții unui micuț de 6 ani le fac ca acesta să ducă o viață normală sunt mărețe. Ei se luptă zilnic pentru a-i asigura copilului lor o viață normală, chiar dacă acesta suferă de un handicap de vedere, handicap pe care îl are din naștere. Cu toate acestea, acesta este un copil normal care merge la grădiniță și încearcă să fie ca restul copiilor de vârsta lui. Băiețelul care abia zărește lumina zilei a fost un copil foarte dorit de părinții săi. Vestea că micuțul s-a născut cu un defect de vedere le-a schimbat radical viața. Au căutat o soluție pentru a-i oferi șansa fiului lor să le vadă chipul, însă totul a fost în zadar. La doar 9 luni de viață, băiețelul a suferit o intervenție chirurgicală care l-a ajutat să vadă doar cu un ochi și dacă duce obiectul foarte aproape de el. Noi am depistat lucrul ăsta la vârsta de 4 luni. Am văzut că are ceva alb pe ochi și normal am mers la medic. Și am mers la un medic în București, la spitalul la Vovar și s-a confirmat că este problemă, deci că era cazul de operație și l-am operat la ambii ochi, i-am făcut transplant sau implant, cum se zice în termeni medicali, de cristalin. La ce vârstă? La vârsta de 9 luni. Și medicul ne-a zis că e ok atunci după operație și normal, au zis că nu o să poată să vadă ca un copil normal, dar e ok. Deci după chestia cu intervenția chirurgicală și a zis să revenim la vârsta de 6-7 ani când copilul știe să citească și să-și dea seama dânsa de mai multe lucruri. Bunica băiețelului suferă nespus de mult pentru nepotul său și spune că este neputincioasă în fața bolii crunte care îi răpește vederea copilului. La grădiniță îl ceartă copiii că el nu vede de peste el. Da, zic, mama, eu nu mai văd nimic. A, s-a luat curentul. Da. Ce să-i fac? Îmi pare rău de ei că, da. Am fost aceea cu ei, am crescut. Ce să fac? N-am ce face dacă el a avut așa. Și Tasu a fost, dar n-a fost din naștere. Tasu a avut alte probleme. Ce să fac? Micuțul povestește cum alți copii de la grădiniță sunt răi cu el și îl lovesc adesea. La grădiniță sunt rele. De ce să? Una mă ciupe de aici și îmi dau în ochi și mi-a dat cu pumnul în ochi. Părinții micuțului nu își pierd speranța și luptă în continuare pentru a-i reda vederea fiului lor. Aceștia spun că vor merge cu micuțul la controle și vor încerca să găsească o speranță ca fiul lor să poată vedea razele soarelui într-o bună zi. Doar 2 spitale gorjene din totalul de 8 au fost acreditate. Spitalul de la Dobrița și Spitalul Orășenesc Nova au primit acreditare de la Ministerul Sănătății, iar în urma acesteia, cele 2 unități spitalicești vor putea încheia contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Pentru a primi acreditarea, fiecare manager are de dus la îndeplinire o serie de condiții și o serie de investiții. 2 spitale din județ au primit acreditare, ambele unități sanitare, respectiv Spitalul de Pneumofiziologie Dobrița și Spitalul Orășenesc Novacea, au îndeplinit condițiile pentru a obține acreditarea necesară, astfel încât să poată încheia contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj. Vasile Stănculete, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, a precizat că cele 2 spitale au primit mai repede această acreditare, fiind mai mici. Ele au un număr, nu v-aș putea spune acum, dar în orice caz de indicatori pentru acreditare mult mai mici decât Spitalul Județean. Spitalul Județean e un spital foarte mare, e cel mai mare spital din Gorj, unul dintre spitalele care are singurul, să zicem, într-un județ. Asta implică mai mulți indicatori care trebuie îndepliniți. După câte știți, s-a angajat și o firmă care ne ajută
la acreditarea spitalului și noi trebuie să îndeplinim toți acești indicatori care sunt undeva la 3.000 aproximativ, nu v-ați putea spune exact chestia asta, de indicatori. Ori pentru a îndeplini toți indicatorii respectivi la un spital așa de mare, trebuie să avem mai mult timp. Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, cea mai mare unitate spitalicească din Gorj, va primi vizita Comisiei pentru Acreditare abia în toamna acestui an. În orice caz, lucrurile sunt în plină desfășurare. După știința mea, ne apropiem de un procentaj de 65-70% din indicatori care au fost îndepliniți. Urmează ca restul de 30% să ne concentrăm asupra problemelor respective, să le rezolvăm și până în primul trimestru al anului viitor 2016 să fim cu aproape toți indicatorii la zi ca să putem să ne acredităm, să fim acreditați de comisia care va veni pentru acreditare. Conducerea Spitalului de Urgență din Târgu Jiu a anunțat că până în prezent acreditarea unității a fost amânată de 3 ori din cauza complexității și numărului indicatorilor pe care trebuie să îi îndeplinească unitatea spitalicească pentru a primi acreditare de la Ministerul Sănătății. Sinistrații alunecărilor de teren sunt nemulțumiți de locuințele provizorii oferite de autorități. Majoritatea oamenilor care au fost evacuați din casele lor în urma alunecărilor de teren au refuzat să locuiască în locuințele care le-au fost oferite drept ajutor. Aceștia locuiesc în continuare la rude pe motiv că nu au condiții optime să trăiască în module. Prefectul județului Gorj, Alin Văcaru, a declarat că a solicitat sprijin la guvern pentru a ajuta oamenii rămași fără locuințe în urma alunecărilor de teren din luna februarie. Imediat după dezastru, celor 4 familii rămase fără acoperiș deasupra capului le-au fost oferite module în care să locuiască până se va găsi o soluție pentru consolidarea locuințelor distruse de alunecările de teren. Aceștia se plâng însă că nu sunt condiții pentru a locui acolo, motiv pentru care stau în continuare la rude. Prefectul județului a declarat că nu avea la cunoștință plângerile acestora, însă va încerca să rezolve neînțelegerile pentru a le oferi sprijin sinistraților, până aceștia vor primi bani pentru refacerea locuințelor afectate. Nu știu că nu sunt locuite, dar nu cred că nu sunt condiții. Ceilalți care locuiesc, mă gândesc, condițiile sunt la fel pentru toată lumea. Dacă sunt deja câteva case care sunt locuite, mă gândesc că există condiții. Nu știu, nu vreau să spun eu asta, n-am știut, acum am aflat-o, să vorbesc cu domnul primar din zona respectivă, OAT-ul respectiv, ca să vedem care sunt problemele. Eu știu că locuitorii din Roșia de Amaradia, la momentul respectiv, n-au vrut să-și părăsească locuințele, nu că n-ar fi fost condiții. Cu atât v-am spus, acele locuințe au fost făcute după niște proiecte standard și toată lumea a avut casele doar a diferit numărul de camere. Unii au avut cu 2 camere, alții cu 3 camere, în funcție de cum aveau locuințele când au fost dărâmate, înainte de a fi dărâmate. La acel moment, în Bumbeș-Pițig, o singură familie a fost de acord să se mute într-un modul. Restul au rămas în continuare la rude. Autoritățile responsabile au declarat că se caută o soluție pentru alocarea unor sume de bani care să îi ajute pe sinistrați să își reconstruiască locuințele și că s-a trimis deja la guvern documentația necesară pentru alocarea de fonduri. A câștigat prin concurs șefia învățământului gorjean și are noi obiective pentru acest mandat. Invitat în cadrul știrilor Gorj TV, Ion Ișfan a precizat care sunt prioritățile pentru următorii 4 ani. Cel mai important aspect la care ține inspectorul general școlar este ca profesorii și elevii să fie prezenți la ore. Pe de altă parte, de mâine încep înscrierile pentru posturile de inspector general adjunct și directorul casei corpului didactic Gorj. Cadrele didactice care aspiră la funcțiile de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj și de director al Casei Corpului Didactic Neamț pot depune dosarele de înscriere în perioada 25 martie-5 aprilie. Dosarele de înscriere se depun la sediul ISJ Gorj și trebuie să conțină pe lângă cererea de înscriere CV-ul redactat după modelul comun european. Adeverință potrivit căreia candidatul nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, certificat medical și certificatul de acordare a gradului didactic 1 în învățământ sau a diplomei de doctor. De în această săptămână, practic de astăzi, am început înscrierile pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar general adjunct și de director al casei corpului didactic. Pot să vă spun că această acțiune se desfășoară până pe 5 aprilie, date limite la care cei care doresc își pot depune dosarele pentru ocuparea acestor funcții, urmând ca în luna aprilie
să se susțină concursul conform programării făcute de către Ministerul Educației și Cercetării. Odată cu preluarea noului mandat de șef al învățământului Gorjan, Ion Ișvan a precizat și care sunt obiectivele sale în următorii 4 ani. Da, obiective sunt foarte importante pentru mine. Sper să reușesc să le duc la bun sfârșit, pentru că practic continui activitatea pe care am început-o în iunie 2012. Pot să vă spun că atunci îmi doream un lucru care părea foarte simplu la prima vedere, să readuc normalitatea în învățământul preuniversitar din Gorj. Prin asta eu înțelegând ca profesorii să fie prezenți la orele de program, atât la 8 dimineața cât și la 9 seara, copiii să fie prezenți în sălile de curs, iar aceștia să își dea interesul pentru a învăța cât mai bine ceea ce li se predă. Știți că nu a fost simplu, nu este simplu, dar eu sunt un om ambițios și în continuare voi merge pe această idee, pentru că normalitatea este un lucru care e benefic învățământului preuniversitar din Gorj și nu numai. Doar jumătate din cele 42 de inspectorate școlare au șefi după concursul organizat în perioada 11-20 martie, după ce unii candidați au fost respinși, s-au retras sau nu s-au prezentat, iar în curând va fi o nouă sesiune. Pentru șefia ISJ Gorj au intrat în cursă Felix Godeanu, un profesor de religie din Dolj, care a avut un dosar incomplet, fostul inspector școlar adjunct Mădălina Ciolocoi, care s-a retras după proba scrisă, și inspectorul general școlar Ion Ișvan. A început a doua etapă de înscrieri pentru clasa pregătitoare. Părinții ai căror copii n-au fost incluși într-o școală sau nu au participat în urma primei etape pot depune o cerere de înscriere în etapa a doua, care a început astăzi. Părinții au termen până pe 3 aprilie pentru a completa o nouă cerere tip de înscriere pentru locurile disponibile la alte școli. Aproximativ 2700 de preșcolari au fost înscriși în județul Gorj în prima etapă de înscrieri. Cei peste 300 de copii care nu au participat la înscriere sau au fost respinși la școlile la care le-au fost depuse cereri se pot înscrie începând cu data de astăzi. Aceasta se va desfășura în perioada 24 martie-3 aprilie, urmând ca pe data de 10 aprilie să se afișeze rezultatele finale. Tot în această perioadă se desfășoară și calendarul înscrierilor copiilor pentru clasa 1. În perioada 24 martie-3 aprilie 2015, părinții care nu și-au înscris copiii în prima etapă trebuie să depună cererea tip de înscriere la secretariatul școlii, aflate pe prima poziție dintre cele 3 opțiuni exprimate. În perioada 70 aprilie 2015, școlile procesează cererile, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare în limita locurilor disponibile. În 10 aprilie se vor afișa listele finale la fiecare școală, liste pe care se vor găsi copiii înscriși la clasa pregătitoare. De asemenea, în această perioadă se desfășoară și calendarul scrierii în clasa 1 a copiilor de 7 ani care nu au fost scriși în învățământul primar în anul școlar 2014-2015 și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa 1. Părinții vor completa în cerere cel mult 3 școli, în ordinea descrescătoare a preferințelor. Cererile se pot depune online sau la secretariatul școlii de pe prima poziție dintre cele 3 opțiuni, în perioada 24 martie-3 aprilie. În data de 10 aprilie vor fi afișate listele finale, cu elevii înscriși atât în clasa 0 cât și cele pentru clasa 1. În Gorj, 2700 de elevi au fost înscriși în clasa pregătitoare, din cei peste 3000 incluși de inspectoratul școlar județean în oferta de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016. Centrul comercial din Târgu Jiu a fost scena unui amplu exercițiu de intervenție în cazul mai multor situații de urgență. Serviciul Județean de Ambulanță, împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj, au simulat mai multe situații critice și au verificat timpul de intervenție al autorităților în cazul producerii acestora. Astfel au fost create 3 situații tactice, iar victimele acestora au fost salvate de pompieri și personalul de la ambulanță.
Pompierii au desfășurat în această dimineață un exercițiu de antrenament în molul din Târgu Jiu pentru gestionarea unor situații de urgență generate de un posibil incendiu. Simularea a început la ora 9 și a avut ca scop verificarea modului de cooperare între forțele participante la exercițiu și antrenarea personalului din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj. Incendiul a fost anunțat prin apel la 112. Incendiul pe acoperiș un mol, o persoană aflată pe acoperiș în stare de inconștiență. Persoana, cred că are în jur de 30 de ani și se află în stare de inconștiență. Da. Da. Da, pe acoperișul molului. Da, mulțumim, mulțumesc. Persoanele care au jucat rolul victimelor în cazurile generate au putut fi urmărite în timp real cum sunt salvate. Scopul acțiunii a fost antrenarea personalului. Inspectoratul pentru situații de urgență Locotenent Comandant Dumitru Petrescu al județului Gorj a organizat și desfășurat un exercițiu cu forțe și mijloace în teren în scopul antrenării structurilor proprii și a celor care se cooperează din cadrul sistemului județean de management al situației de urgență pentru a gestiona o eventuală situație de urgență care ar putea să se producă la molul din municipiul Târgu Jiu. Pentru desfășurarea simulării au fost generate 3 situații de urgență. Astfel, în prima situație creată ca urmare a defecțiunii la sistemele de alimentare cu gaz al aparatelor de încălzire situate pe acoperișul construcției a izbucnit un incendiu, iar operatorul care deservea instalația a suferit lovituri la cap, rămânând în stare de inconștiență pe acoperișul clădirii. Acesta a fost coborât de pompieri cu ajutorul unei mașini de ultimă generație, iar apoi a fost preluat de o echipă a serviciului de ambulanță. În cea de-a doua situație creată, o victimă a unui accident rutier care s-a petrecut în parcarea subterană a clădirii, a fost descarcerată de o echipă de intervenție, fiind prins în interiorul autovehiculului. Ultima situație generată a fost în interiorul clădirii, unde a izbucnit un incendiu la bucătăria unui magazin, pompierii intervenind pentru stingerea flăcărilor. Prin scenariul exercițiului am simulat 3 teme tactice, un incendiu cu o victimă surprinsă pe acoperișul clădirii, am acționat cu noua noastră autospecială, autoplatforma de intervenție și lucru la înălțimi. De asemenea, s-a simulat un incendiu pe acoperiș. Am acționat cu aceeași autospecială și cu autospeciale performante din dotare pentru lucru cu apă și spumă. Am simulat, de asemenea, un accident de circulație în subsol cu o victimă încarcerată și cu o persoană aflată în stare de inconștiență în subsol. S-a intervenit pentru descarcerea. O a treia temă tactică, am simulat un incendiu în zona magazinului Carrefour, am intervenit cu forțele și mijloacele proprii pentru gestionarea acestei situații de urgență. Victimele incidentelor au fost salvate cu succes, iar acțiunea s-a încheiat bine. La exercițiul simulat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență au participat personalul operativ de la Detașamentul de Pompieri Târgu Jiu și Detașamentul de Pompieri Motru, care au desfășurat exercițiile de antrenament pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de un incendiu. Prezente la eveniment au fost și autoritățile orașului pentru a urmări cum se desfășoară acțiunile de salvare în cazul situațiilor de urgență. Și în acest an se va organiza târgul pentru sacrificarea mieilor de Paște. Acesta va fi amplasat în zona Litovoi pe digul Jiului și va începe în săptămâna dinaintea sărbătorilor pascale. Crescătorii de animale pot veni cu oi și miei în târgul Litovoi, unde vor avea o zonă special amenajată pentru a-și aduce animalele vii. Aceștia trebuie să prezinte doar documentele de proveniență a animalelor, dar și documentele sanitare veterinare de la medic pentru a atesta că animalele sunt sănătoase. Autoritățile din Târgu Jiu au anunțat că și în acest an de Paște va fi organizat un centru de sacrificare a mieilor în târgul Litovoi din municipiu. Acesta va fi deschis în săptămâna dinaintea începerii sărbătorilor pascale și va avea două platforme, cea de vânzare și cea de sacrificare. În săptămâna premergătoare Sfântei Sărbători organizăm un punct de sacrificare a mieilor pentru Sfânta Sărbătoare. Noi am purtat o corespondență cu Direcția Sanitar-Veterinară Gorj, dumnealor la rândul lor cu Autoritatea Națională și am obținut avizul pentru a înființa și anul 2015 acest punct de sacrificare miei.
punct pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine, că va fi amplasat în zona Litovoi. Toată activitatea din târgul Litovoi va fi monitorizată de inspectori ai Direcției Sanitar Veterinară Gorj. Producătorii trebuie să prezinte documente de proveniență a animalelor, cât și documente care să ateste că acestea sunt sănătoase. Producătorii, în primul rând, trebuie să aibă asigurate documentele când vin cu miei către platforma de miei, documente care să ateste proprietatea și documente care să ateste sănătatea animalelor. Aceste documente sunt obținute de la autoritatea locală și autoritatea sanitar-veterinară arondată de pe zona respectivă. Dumnealor cunosc, nu este prima dată când fac rost de asemenea documente. Producătorii care vor scoate animalele spre comercializare vor trebui să achite o taxă de 7,1 lei per animal. În zona de sacrificare nu vor avea acces decât crescătorii, personalul de la edilitara și medicii veterinari. Autoritățile estimează un preț de 25 de lei pe kilogram, dar dacă oferta va fi foarte mare, desigur prețul va suferi modificări, adică va scădea. La pomul lăudat să nu te duci cu sacul, această expresie se potrivește jucătorilor de la Panduri. După ce au obținut două rezultate spectaculoase și neașteptate în compania formațiilor Dinamo și Steaua, jucătorii pregătiți de Iordănescu Junior au trecut în cont alte două rezultate la fel de neașteptate, două eșecuri umilitoare de această dată. Tehnicianul Pandurilor este de părere că laudele prea multe le-au dat aripi fotbaliștilor săi. Cele două victorii obținute în compania celor de la Dinamo și Steaua cu scoruri categorice le-au dat aripi Pandurilor și au făcut să nu trateze cu aceea seriozitate și următoarele partide. Antrenorul gorjenilor, Edi Iordănescu, a ținut să sublinieze că au fost prea multe laude, iar eventualul vis european a făcut Pandurii să nu mai rămână cu picioarele pe pământ, ajungând din nou în zona minată a clasamentului. Și mă refer la toate acele laude despre jucători, despre echipă, despre exprimare, despre potențialul acestui grup, despre Europa League, despre jucătorii în număr mare la echipa națională, despre transferuri pe la Steaua și pe la alte echipe, mi-au făcut foarte rău. Sigur, eu în mod public nu am încercat să iau foarte mult apărarea la jucători pentru a nu le da șansa să construiască alibiuri pentru joc și pentru exprimare și mă refer după jocul cu Viitorul și la fel încerc să fac și acum. Și președintele Consiliului de Administrație al Pandurilor a comentat situația în care se regăsește gruparea gorjeană și speră să rămână pe prima scenă a fotbalului românesc. Trebuie să muncim mai mult, să ne pregătim bine în această pauză și să pregătim bine etapele care urmează, pentru că sunt etape de foc. Am intrat din nou la minus 11 în clasamentul Adevărului și ne așteaptă în continuare jocuri deosebit de dificile. Dar am mare încredere în continuare în Edi Iordănescu și în jucători că vom redresa corabia. Rămânem în zona fierbinte. Da, e clar. Suntem acolo, am fost și suntem în continuare în zona fierbinte a clasamentului. Sperăm să ieșim cât mai repede, dar probabil vom lupta până în ultima etapă pentru a rămâne pe prima scenă a fotbalului românesc. Cu aceste două eșecuri consecutive, Pandurii au ajuns din nou pe loc de retrogradare. La finalul acestei ediții de campionat vor ieși din Liga 1 numai puțin de 6 echipe. Dan Nistor și Mihai Pintili au fost convocați la echipa națională a României. Federația Română de Fotbal a comunicat lotul tricolorei pentru meciul cu Insulele Feroe. Reunirea lotului echipei naționale a fost programată la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, acolo unde tricolorii se vor pregăti pentru acest meci. Printre cei 25 de jucători convocați se mai numără Vlad Chiricheș, Tottenham, Răzvan Raț, Salonic, Cristi Manea, FC Viitorul, Bogdan Vătăjelu, CSU Craiova, Lucian Sânmărtean, Alitihad, Adrian Popa, Cristian Tănase, ambii de la Steaua București, Alexandru Maxim de la Stuttgart. Meciul România-Insulele Feroe este programat duminică 29 martie la ora 19 pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. La ce să ne așteptăm din partea vremii ne spune colega mea Ana Maria Ianc. Ana, bună seara, te ascultăm!
Bună seara, Diana, bună seara, doamnelor și domnilor. După încă o zi în care nu ne-am bucurat prea tare de razele soarelui, meteorologii ne anunță că vremea se menține rece și zilele viitoare. Cum va fi ziua de mâine la nivelul județului, vă spun după generic. Noaptea ce vine aduce la Târgu Jiu o minimă de 2 grade, iar ziua de mâine vine cu șanse de ploaie și o maximă ce nu va depăși 15 grade Celsius. Și la Tismana se anunță o noapte destul de rece. Aici temperatura va coborî până la 1 grad, iar ziua de miercuri va fi mohorâtă, aducând cu ea ploaia și o temperatură maximă de 14 grade Celsius. La Rovinari, minima nocturnă anunțată de meteorologi este de 2 grade, iar ziua de mâine va veni și aici cu șanse de ploaie după amiază și o maximă ce nu va depăși 14 grade Celsius. La Motru, în această noapte, minima poate ajunge până la 3 grade, iar mâine locuitorii acestui oraș se pot aștepta la ploi sporadice. Mercurul va urca în termometre până la valoarea de 13 grade. Noaptea vine cu o minimă de 1 grad în orașul Novaci, iar ziua de miercuri aduce și aici cer predominant noros și o maximă ce nu va depăși 14 grade Celsius. La Rânca, în această noapte, minima poate ajunge până la 2 grade, iar ziua de mâine poate aduce câteva raze de soare, însă maxima nu va depăși 10 grade, existând posibilitatea ca vântul să-și facă simțită prezența. La Târgu Cărbunești, minima nocturnă anunțată de meteorologi este de 2 grade, iar ziua de mâine vine cu șanse destul de mari de ploaie și o maximă de 15 grade Celsius. Locuitorii orașului Turceni vor avea parte în această noapte de o minimă de 3 grade, iar ziua de mâine vine cu o maximă de 13 grade Celsius, iar spre seară pot apărea și aici ploi. Și la Bumbești, Jiu, noaptea aduce cu ea o temperatură destul de scăzută, aici minima poate ajunge până la 1 grad, iar mâine nu vor fi mai mult de 12 grade Celsius. Atât deocamdată despre vreme, să aveți o seară frumoasă! Diana. Ana, ți mulțumesc. Avem și o informație de ultimă oră. Un copil de 2 ani a murit în urmă cu puțin timp după ce a căzut într-o groapă cu apă în curtea casei. Tragicul eveniment a avut loc în Scoarța. Urmărim și câteva imagini de la fața locului. Păi au zis că căzut în groapă, da. Că ce? Căzut în groapă cu apă. Dar încolo, și da. Și adânc? Păi, nu știu, e poliția cine vă duce să vede. Nu știu cât e de adânc, n-am de unde să știu. Dar cui copilul? Ce știți? Cârstea, de 10 lor. Cârstea Nicoșor, e al de la Valea. Tu mai lasă singur? Păi e cam rău. Îl mai lasă, că poți să repeți la ceapă, la aia. Îl mai lăsa singur, dar se uita de el, îl striga. Dar nu știu acuși cum. Cum afla rățul? Păi am zărat și mine așa, acum, dintr-un trapte, dar nu știu care e situația. Da, fiecare are pe aici câte o groapă de-asta în curte, unde strânge apă? Da, da, mă, noi mai avem, că dacă nu avem apă, avem, dar ce știu eu acum, ce și ce s-a întâmplat. Și acolo a căzut. Păi cred că, nu știu. Și sunt adânci gropile astea de le faceți păi, prin curte? Păi, dar nu știu, prin curte, ei, depinde cum îl face omul. Unul vrea mai adânc, unul mai la suprafață. Și erau supravegheați copiii? Păi, și normal că au părinți, au, dar acum nu știm. Spuse că noi fusem la muncă în grădină, acolo au zis... Speriați? Da, da, speriați, da! Ei, lasă, mamă, că nu-i nimica, nu-s eu... ia mai taci din gură. Păi, nu, altceva nu, ei, fie mea, că să nu mă bag eu în... Păi da, și mă, nu mă bag eu în... Nu sigur că da, nu sunt. Întâmplarea e întâmplare, se întâmplă oricând, oriunde și la oricine. Dar cunoșteați pe băiețel? Da, îl cunosc, cum să nu? Da, un băiat de drag. De drag. Când ați auzit? Păi acum eu auzi când se întâmplă, deja și plecare cu el. Că eu nu fusese acasă. Pe acolo la vale auzi copilul al mare plângând. Ce are mă zi de plânge copil? Vom reveni cu mai multe amănunte despre acest subiect în cadrul știrilor Gorj TV de mâine. Atât pentru această seară, sunt Diana Pătruț, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă tuturor!